Ești intră de astăzi în examene la Institutul Național al Magistraturii. A început proba eliminatorie pentru cele 200 de locuri de auditor de justiție. Cristina Dediu este și ea acolo. Cristina, s-a terminat examenul? Încă nu, până la ora 14, candidații mai au timp să aleagă răspunsurile corecte. Nu este un examen deloc ușor. În cele 4 ore, ce aproximativ 3400 de candidați, trebuie să găsească răspuns pentru 100 de întrebări de tip grilă din 4 materii diferite. Și ca și cum stresul nu ar fi fost de ajuns, concurența acerbă i-a pus și mai mult în gardă. Pentru un singur loc de auditor de justiție se bat 17 candidați. Câțiva au început deja să iasă și spun că proba nu a fost ușoară, însă subiectele sunt mai puțin dificile decât cele de anul trecut. Majoritatea s-a arătat optimiști în privința rezultatelor. Anul trecut, însă, doar 72 de candidați au reușit să obțină o notă de trecere, adică minim nota 7. Cristina, mulțumesc! Oana? Mult a fost puțin